Răzvane, te salut. Ești jucător cu experiență, ești practic ecranul de vârstă. Spune-mi, de la 2-0 ce s-a întâmplat, te rog. Da, din păcate am comis din nou ca și meciul trecut o eroare la mijlocul terenului și am primit gol. Trebuie să fim mult mai responsabili în fazele acestea. Scorul era de partea noastră, jocul nu ne punea niciun fel de problemă. Nu am avut nicio ocazie, practic primul gol am făcut cadou și de acolo jocul s-a schimbat. Este normal și după perioada aceasta în care a fost în carantină, în care am avut în carantină mulți jucători, resursele fizice au scăzut și s-a simțit asta pe teren, dar nu avem nicio scuză pentru acest rezultat, pentru că trebuia să gestionăm mult mai bine finalul meciului și trebuia să câștigăm. Nu se poate să comitem al doilea meci consecutiv același fel de eroare și să primim gol. Este inadmisibil. Erați la granița dintre play-off și play-out, erați mai aproape de play-off cu o victorie astăzi. Da, nu, e departe play-off-ul de noi. Deocamdată trebuie să privim fiecare, să luăm fiecare meci în parte, pentru că cu două meciuri câștigate poți să ajungi sus, dar la fel cu două, trei meciuri pierdute poți să te afunzi în subsolul clasamentului. Așa că trebuie să fim foarte, foarte concentrați la meciul care urmează. Noi ne-am propus din acest două meci să obținem cel puțin 4 puncte, chiar 6. Ne-am vorbit să obținem 6 puncte, dar iată că din păcate nu se mai poate. Acum trebuie neapărat să câștigăm ultimul meci de acasă pentru a avea sărbători cât de cât liniștite. Terminați anul cu victorie și cu optimism? Trebuie neapărat să ne adunăm toate resursele fizice, psihice. Trebuie să fim foarte motivați, montați. Toți trebuie să pună osul pentru a obține 3 puncte la meciul următor. Mersi mult, multă baftă. Mulțumesc, la fel.